În locul dragonului instalat acum două zile în piața Marii Adunări Naționale a apărut o nouă construcție. Deocamdată, muncitorii refuză să ofere mai multe detalii despre ce ar fi vorba, însă cel mai probabil se pare că acolo vor fi instalate două topogane pentru copii. Între timp, caruselul din centrul capitalei a fost asaltat de copii, chiar dacă părinții sunt nevoiți să scoată din buzunare până la câteva sute de lei pentru a le îndeplini gustul acestora. Astăzi, în centrul capitalei, am surprins un grup de 6 muncitori care instalau carcasa construcției, însă se pare că nici aceștia nu prea au idee la ce muncesc. Construcție pentru copii. Ce anume mai exact? O să fie pentru copii două lioturi, două gheață. Topogani. De cât timp ați început? Avem 3 zile. Chiar dacă au mai rămas zile nenumărate până la sărbătorile de iarnă, centrul capitalei devine tot mai murdar. De această părere sunt unii cetățeni care spun că municipalitatea mai are de lucru la acest capitol. Știți că o leacă ar trebui, să o leacă mai curat, mai frumos și ales de sărbători. Cred că centrul orașului ar fi mai bine... doriți fi mai amenajat, fiindcă vin oameni în ospiție. Cu toate acestea, vremea frumoasă i-a făcut pe mulți părinți și copii să-și petreacă ziua frumos în parcul de distracții din centrul orașului. Aici, copiii zilnic se pot bucura gratis de o tură la carusel, doar în intervalul orelor 14 și 17. În rest, distracția costă. Dacă o călătorie cu troleibuzul prin capitală costă 2 lei, atunci o plimbare de aproximativ 300 de metri cu trenul costă 50 de lei. Acest fapt îi nemulțumește pe părinți. Am avut buzunarele pline și am rămas cu buzunarele goale. Foarte scump. La moment noi numai am venit 5 minute, deja 300 de lei nu sunt. Cam costisitor chiar. E că de pildă s-a spus că va fi gratis jocurile, dar văd că până la masă sunt cu plată. Exagerat de mare. Sunt foarte ridicate în comparație cu alte locații. Așa că după părerea mea, ar trebui să fim un pic mai ieftin pentru că sunt copii și copiii vor de toate. Elena Tănase a venit din Mileștii Mici, raionul Ialoveni, cu cei doi nepoței ca să se bucure de parcul de distracții. Femeia spune că a avut nevoie de câteva sute de lei doar la carusel. E prea scump prețul. Pentru un copil 40 de lei. De acum am scos 250. Primarul a promis fie gratis, dar văd că mă duc la ora 2 până la 5. Ei, dar ce să facem pentru nepoți? Nemulțumirile părinților nu se opresc aici. Pentru a face o fotografie cu Moș Crăciun și Alba ca Zăpada în jurul bradului, la fel trebuie să plătești. Nu-i frumos, n-ar trebui. Câți bani ați fost nevoită să faceți? 30 de lei. Mie mi se pare că așa ceva ar trebui să fie fără bani. Chiar nu-mi prea place treaba asta. Dacă odată în an este așa eveniment și venim cu copiii aici, trebuie tot plătim. În perioada de iarnă, activități distractive vor avea loc nu doar în centrul capitalei, ci și în celelalte sectoare.